Gata. Acum? Gata, ce citim? Lupul care îi plăcea, îi plăcea mult, mult bomboanele. Lupul care îi plăcea prea mult bomboanele. Îi plăceau prea mult bomboanele, da. Și care este în serie, uh, seria Bunii Cloșcă povestește împreună cu canarul care a făcea pipi în cuib și cu girafa care nu voia să se spele și cu leuțul care spunea întotdeauna nu, dar pe aceea n-am găsit-o. Dar astăzi dorim să citim asta cu lupul care ne place mult, că e foarte caragioasă. E cea mai frumoasă parte aia cu oița. Da, dar nu zice înainte. Stai să, să citim. Hai să dăm mai aproape aici să se vadă mai bine. A, așa. Bunii cloș că ne dai bomboane? Ați mâncat deja. Încă un pic. Sunt are bune bomboanele. Nu o chiar așa de bune. O să vă spună lupul. Deschideți nu gura, ci urechile. Dimineața, la amiază și seara, lupul ronță e bomboane. Jeleuri în formă de căpșună, acadele, mere glazurate, ronț. O bomboană aici, ronț o bomboană colo. Miam, hap și gogâlț. Bineînțeles, lupul nu se spală niciodată pe... Dinți, poate să zic ceva? Și miroase gura câh. Da, da. Uite, it's a view. Cum? It's a view. A. E Aici. ora gustării Burtosul se hotărăște să se ducă la Purceluș N-are rost să vă mai spun că data trecută i-a înfulecat casa din lemn dulce Purcelușul a abia a scăpat Lupul a ajuns În fața casei noi, din lemn, bate la ușă de trei ori Cioc, cioc și... Da. Cioc Da Cine e? Fratele tău mai mare Purcelușul deschide Chiar așa e prostus de-a binelea. O bomboană sau viața, spune lupul cel rău cu dinții puturoși. Așa de urât miros că purcelușul leșină. Lupul profită ca să-i fure toate bomboanele. Apoi fuge în inima pădurii. Miam, hap, cogâlț. Burta lupului crește văzând cu ochii, la fel și foamea lui de bomboane. Cu cât mănâncă mai multe, cu atât mai vrea. Acum îi e poftă de un crocodil gumat, mai exact de unul verde. Fuge până la râu și acolo, acolo vede unul uriaș în apă. Și bule, o grămadă de bule, deoarece crocodilul a tras un pârț, dar să nu mai spuneți nimănui. Oare lupul o să-l devoreze? Nu, lupului nu-i plac bomboanele de... Crocopârț. Crocopârț. Acum îi e poftă de vată de zahăr pufoasă ca lâna de oaie. Nici nu vă închipuiți ce-ar face lupul pentru bomboane. Se deghizează în caniș. Da, se poate. Și se duce. Ia uite ce față are. Se strecoară în mijlocul unei turme complet albe. Uite, Nimeni nu-l recunoaște. Alege o oaie drăguță, bunuță, deliciosuță. Aia. Îi arată dinții plini de carii și spune. O bomboană sau? Viața. Bleah! Oaia se strică de râs. Se înțelege că lupul e supărat foc. Nu-ți bați joc de lup? Furios, își înfige dinții în lâna glumeței. Și... Au! ce asta? A rămas fără dinți. Lupul și-a pierdut dinții. Totul din cauza bomboanelor. Și a unei oi. A, nu se poate una ca asta. Au! Ia toți dinții au rămas în blana oi. Adică lupul a mâncat oaia bunii? Păi cum ar fi putut? Păi cu o proteză bunii. De ce nu cu dinți de vampiri? Nici vorbă. Oaia l-a mâncat ea pe lup? Nu, e prea bună la suflet. I-a dăruit o periuță de dinți pentru când o să-i crească dinții la loc. Cândva, poate. Cine se teme de un lup știrb? Noi nu... Nu faceți meșmecherii pe lup, l-a înlocuit altă dihanie. Gnuul cel rău! Iar el nu poate să sufere dulciurile. Lui îi plac pui cu șorii rotunzi care se îndoapă cu... Bomboane! Ca voi, iepurașii mei! Și gata! a plăcut? da.